Viziunea părintelui Ioan din Kronstadt din ianuarie 1901. Eu, mult păcătosul rob Ioan, iereu al Kronstadtului, scriu această viziune. De mine e scris cu mâna mea. Ceea ce am văzut, aceea scriu. În noaptea de 1 ianuarie a anului 1901, după rugăciunea de seară m-am așezat la masă să mă odihnesc puțin. În chilia mea era semi-întuneric, în fața icoanei Maicii Domnului ardea candela. N-a trecut nici jumătate de ceas când am auzit un zgomot ușor. Cineva s-a atins ușor de umărul meu drept și un glas liniștit și mângâietor mi-a spus: „Ridică-te, robul lui Dumnezeu Ioan, mergi cu mine.” M-am ridicat repede. Văd înaintea mea un minunat, ciudat bătrân cărunt, în mantie, în mâna stângă având metanii. M-a privit aspru, dar ochii îi erau mângâioși și buni. Eu, de frică, mai că n-am căzut, dar minunatul bătrân m-a sprijinit. Mâinile și picioarele îmi tremurau, voiam să spun ceva, dar limba nu m-a ascultat. Bătrânul mi-a făcut semnul crucii și am simțit ușurare și bucurie. Mi-am făcut și eu semnul crucii. Apoi a arătat cu toiagul la partea dinspre apus a peretelui. Cu același toiag a scris anii 1913, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934. Brusc, peretele a dispărut. Merg cu bătrânul pe o pajiște verde și văd o mulțime de cruci, mii, milioane, diferite, mici și mari, de lemn, de piatră, de fier, de aramă, de argint și de aur. Eu am trecut pe lângă ele, mi-am făcut semnul crucii și am îndrăznit să-l întreb pe bătrân: „Ce-i cu crucile astea?” El mi-a răspuns cu drag: „Aceștia sunt cei care au suferit pentru Hristos și pentru cuvântul lui Dumnezeu.” Mergem mai departe și văd, râuri întregi de sânge curg în mare și marea e roșie de sânge. M-am cutremurat de frică și iarăși l-am întrebat pe minunatul bătrân: „Dar de ce s-a vărsat atâta sânge?” El s-a uitat iar și mi-a spus: „E sânge creștinesc.” După aceasta bătrânul a arătat cu mâna la nori și văd multe sfeșnice arzând, căzând luminoase. Iată că au început să cadă pe pământ. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Apoi au început să cadă cu sutele și toate ardeau. Eram tare trist că nu ardeau clar, dar numai cădeau și se stingeau, făcându-se praf și scrum. Bătrânul mi-a spus: „Uită-te!” Și am văzut pe nori numai 7 sfeșnice și l-am întrebat pe bătrân ce înseamnă aceasta. El, plecându-și capul, a zis: „Sfeșnicile pe care le vezi, cele care cad, înseamnă că bisericile vor cădea în erezie, iar cele 7 sfeșnice arzânde care au mai rămas sunt 7 biserici apostolice sobornicești care vor rămâne în timpul sfârșitului lumii.” Apoi bătrânul mi-a zis: „Uită-te! Și iată că văd și aud o minunată vedenie. Îngerii cântă: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu Savaot.” Și mergea o mulțime mare de popor cu lumânări în mână, cu fețe vesele. Erau aici țari, cneji, patriarhi, mitropoliți, episcopi, arhimandriți egumeni, schimnici, preoți, diaconi, monahi, pelerini în numele lui Hristos, mireni, tineri, copii, prunci. Heruvimii și serafimii îi însoțeau în lăcașul ceresc și l-am întrebat pe bătrân: „Cine sunt oamenii aceștia?” Bătrânul, de parcă-mi știa gândul, mi-a zis: „Aceștia toți sunt robii lui Hristos care au suferit pentru sfânta sobornicească și apostolească biserică a lui Hristos.” Am îndrăznit iarăși să întreb dacă pot să mă alătur lor. Bătrânul mi-a spus: „Nu, încă e devreme pentru tine, mai rabdă, mai așteaptă.” Eu am întrebat din nou: „Părinte, dar pruncii?” Bătrânul a răspuns: „Acești prunci au fost omorâți pentru Hristos din partea regelui Irod, 14.000. Au primit coroane de la împăratul ceresc și acei prunci care au fost uciși în pântecele maicii lor și cei fără de nume. Mi-am făcut cruce. Ce păcat mare și groaznic are mama, de neiertat.” Mergem mai departe. Intrăm într-un mare templu. Am vrut să-mi fac cruce, dar bătrânul mi-a spus: „Aici e spurcăciune și pustiire.” Iată, văd un templu sumbru și întunecat, un prestol sumbru și întunecat. În mijlocul bisericii lipsește iconostasul. În loc de icoane, niște portrete stranii cu fețe de fiare,
cu scufii ascuțite, iar pe prestol nu-i crucea, ci o stea mare și o evanghelie cu stea și ard lumânări de smoală, trosnesc ca lemnele și este și un potir din care iese un puternic miros urât și ies tot felul de spurcăciuni și broaște, scorpioni și păianjeni, ți-e groază să te uiți la toate astea. Prescurile sunt tot cu stea, în fața prestolului stă un preot într-o sutană roșu aprins și pe sutană se târăsc broaște verzi și păianjeni. Fața îi e înfricoșătoare și neagră precum cărbunele, iar din gură îi iese fum și degetele îi negre, murdare parcă de cenușă. Oh, Doamne, cât este de înfricoșător! Apoi pe prestol a sărit o femeie spurcată, slută, neagră, toată în roșu și cu o stea în frunte și a început să se rotească pe prestol. Apoi a strigat ca o bufniță de noapte în toată biserica și cu glas înfricoșător: Libertate! Iar oamenii ca nebunii au început să alerge în jurul prestolului bucurându-se de ceva și strigau, șuierau, băteau din palme. Apoi au început să cânte un cântec, întâi încet, apoi mai tare, ca niște câini. Apoi totul s-a transformat într-un muget de fiară, mai departe urlete. Deodată a strălucit un fulger luminos și a tunat cu putere. Pământul s-a cutremurat, templul s-a prăbușit și l-a înghițit pământul. Prestolul, preotul, femeia roșie, totul s-a amestecat și s-a prăbușit în abis. Doamne, mântuiește! O, ce înfricoșător! Mi-am făcut cruce. Sudoare rece mi-a ieșit pe frunte. Bătrânul mi-a zâmbit. Ai văzut? A spus el. Am văzut, părinte. Spune-mi ce-a fost aceasta. Bătrânul mi-a spus. Templul, preoții și oamenii sunt eretici, apostați, nelegiuiți, care s-au lepădat de credința în Hristos și de Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică și au recunoscut biserica eretică și înnoită, care nu are harul lui Dumnezeu. În ea nu se poate nici să postești, nici să te spovedești, nici să te împărtășești, nici să primești ungerea cu mir. Doamne, mântuiește-mă pe mine păcătosul, trimite-mi pocăință, moarte creștinească, am șoptit eu. Dar bătrânul m-a liniștit. Nu te întrista, roagă-te lui Dumnezeu. Am mers mai departe. Mă uit, merge o mulțime de oameni înfricoșători de chinuiți, având fiecare pe frunte câte o stea. Ei văzându-ne au strigat, rugați-vă pentru noi sfinți părinți la Dumnezeu, căci tare ne este greu, iar noi singuri nu putem. Tații și mamele nu ne-au învățat legea lui Dumnezeu și nici nume creștinești nu avem. Noi nu am primit pecetea darului Duhului Sfânt și am respins semnul crucii. Am izbucnit în plâns și am mers după bătrân. Iată, privește, mi-a arătat bătrânul cu mâna. Văd munți. Nu, acesta e un munte de cadavre omenești înecat în sânge. Mi-am făcut cruce și l-am întrebat pe bătrân ce înseamnă aceasta. Ce-i cu cadavrele acestea? Aceștia sunt monahi și monahii, pribegi și pribege, uciși pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, care n-au voit să primească pecetea lui Antichrist, dar au dorit să primească cunună mucenicească și să moară pentru Hristos. Eu m-am rugat, mântuiește-i, Doamne, și miluiește-i pe robii lui Dumnezeu și pe toți creștinii. Dar dintr-o dată bătrânul s-a întors în partea de la răsărit și a arătat cu mâna, privește! M-am uitat și iată palatul țarului, iar în jurul lui aleargă tot soiul de animale și fiare de toată mărimea, jivine, balauri, sâsâie, urlă, rag și se cațără în palat, și de acum s-au și suit pe tronul unsului Nicolae al II-lea. Fața e palidă, dar curajoasă, care rostește rugăciunea lui Iisus. Deodată tronul s-a clătinat și a căzut coroana rostogolindu-se. Fiarele răgeau, se zbăteau, îl striviau pe uns. L-au rupt și l-au călcat în picioare ca demonii în iad și totul a dispărut. Ah, Doamne, ce frică mie! Mântuiește-ne și miluiește-ne de tot răul, dușmani și apostați! Am început să plâng amarnic. Deodată bătrânul m-a apucat de umăr. Nu plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu, a spus. Privește! Văd, s-a arătat o strălucire pală. La început nu vedeam prea bine, dar apoi mi-a devenit clar. A apărut un uns nevolnic, pe capul lui o cunună de frunze verzi. Fața e palidă, însângerată, cu o cruciuliță de aur la gât. El se ruga în șoaptă. Apoi mi-a zis lăcrimând, roagă-te pentru mine, părinte Ioan, și spune-le tuturor creștinilor ortodoxi că am murit ca un mucenic, tare și demn pentru credința ortodoxă
și pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică și că am pătimit pentru toți creștinii și spune tuturor păstorilor ortodoxi și apostolici să slujească un parastas comun, frățesc, pentru toți soldații uciși pe câmpul de luptă care au ars în foc sau înnecat în mare și pentru mine păcătosul au pătimit. Să nu-mi căutați mormântul, căci e greu de găsit. Și te mai rog încă să te rogi pentru mine, Părinte Ioan, și iartă-mă, bunule păstor. Apoi toate s-au învăluit în ceață, mi-am făcut cruce. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău Nicolae, veșnica lui pomenire. Doamne, ce frică mi-a fost, îmi tremurau picioarele și mâinile, plângeam. Bătrânul mi-a zis iarăși, nu plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Privește încă și iată că văd o mulțime de oameni tăvălindu-se, murind de foame, care mâncau iarbă, pământ, se mâncau unii pe alții, iar câinii trăgeau din cadavre, peste tot o duhoare înfricoșătoare și pângărire. Și iată că bătrânul îmi spune iarăși, privește încolo și iată că văd un munte întreg de diferite cărți, mari și mici, iar printre cărți se târăsc viermi puturoși, mișună și răspândesc un miros înfricoșător. Am întrebat, ce cărți sunt acestea, părinte? El a răspuns, sunt cărți păgâne, eretice, care umplu oamenii din toată lumea cu învățături lumești, hulitoare de Dumnezeu. Bătrânul s-a atins cu capătul toiagului de aceste cărți și toate s-au prefăcut în foc. Totul a ars și vântul a împrăștiat scrumul. Apoi am văzut o biserică, iar în jurul ei erau împrăștiate o mulțime de pomelnice și foi scrise. M-am aplecat și am vrut să ridic una să o citesc, dar bătrânul mi-a spus că acestea sunt foile și pomelnicele care stau de mult în biserică, dar preoții au uitat de ele, nu le citesc niciodată, iar sufletele morților cer rugăciuni, dar de citit și de pomenit nu are cine. Am întrebat, atunci cine le va citi? Îngerii, mi-a răspuns bătrânul. Mi-am făcut cruce, pomenește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi într-o împărăția Ta. Am plecat mai departe. Bătrânul mergea repede, încât abia reușeam să mă țin de el. Deodată s-a întors spre mine și mi-a spus, privește! Iată, văd o mulțime de oameni gonită de niște diavoli îngrozitori, care îi băteau fără milă, îi împungeau cu niște sulițe lungi, cu furci și cârlige. Cine sunt oamenii aceștia? L-am întrebat pe bătrân. Aceștia, a răspuns bătrânul, sunt cei care s-au lepădat de credință și de Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică și au primit-o pe cea înnoită, eretică. Erau aici episcopi, preoți, diaconi, mireni, monahi și monahii care au primit căsătoria și au început a trăi în desfrânare. Erau acolo atei, vrăjitori, desfrânați, bețivi, iubitori de argint, eretici, apostați, sectanți și restul asemenea lor. Aveau o înfățișare groaznică și înspăimântătoare, fețe negre și din gură le ieșea spumă și duhoare. Strigau înfricoșător, iar diavolii îi băteau nemilos și îi goneau într-o prăpastie adâncă. De acolo ieșea putoare, fum, foc și mirosuri urâte. Mi-am făcut cruce. Izbăvește, Doamne, și îndură-te, e groaznică priveliștea aceasta. Apoi văd o mulțime de oameni, bătrâni și tineri, toți în haine roșii, și duc o imensă stea roșie în 5 colțuri. Pe fiecare dintre colțuri ședeau câte 12 diavoli, iar în centru însuși Satana, cu coarne înfricoșătoare și ochi de crocodil, cu coamă de leu și un bot înfricoșător cu dinți mari, iar din gură îi ieșeau spume puturoase. Tot poporul striga, scoală-te cel pecetluit cu blestemul. A apărut o mulțime de draci, toți roșii și pecetluiau poporul, însemnându-l pe frunte și pe mână, cu o pecete în formă de stea. Bătrânul mi-a spus că aceasta este pecetea Antichristului. M-am speriat tare și mi-am făcut cruce, am citit rugăciunea să învie Dumnezeu. După aceea totul a dispărut ca un fum. Mă grăbeam și abia dovedeam să merg după bătrân, dar iată că el s-a oprit, arătându-mi cu mâna spre răsărit și zicându-mi, privește! Am văzut o mulțime de norod cu fețe bucuroase, cu cruci în mâini, cu steaguri și lumânări. Iar în mijlocul mulțimii, în aer, era un prestol înalt, iar pe el coroana țarilor și pe ea, cu litere de aur, sta scris, pentru scurt timp. În jurul prestolului stau patriarhi, episcopi, preoți, monahi, pusnici și mireni.
toți cântă slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace. Mi-am făcut semnul crucii și i-am mulțumit lui Dumnezeu. Deodată bătrânul a făcut în aer de 3 ori un semn în formă de cruce și iată că văd munți de cadavre și râuri de sânge. Îngerii zburau deasupra trupurilor celor uciși și abia dovedeau să ducă sufletele creștine la prestolul dumnezeiesc și cântau Aliluia. Îmi era groază să mă uit la toate acestea. Plângeam cu amar și mă rugam. Bătrânul m-a luat de mână și mi-a zis, nu plânge. Așa e voia lui Dumnezeu pentru puțina noastră credință și din cauza blestemățiilor noastre, așa trebuie să fie. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit și și-a vărsat preacuratul său sânge pe cruce. Și așa vor fi încă mulți mucenici pentru Hristos. Cei care nu vor primi pecetea lui Antichrist își vor vărsa sângele și vor primi cununa mucenicească. Apoi bătrânul s-a rugat și a făcut de 3 ori semnul crucii către răsărit și a spus, iată că s-a împlinit prorocia lui Daniel, urăciunea pustiirii de la sfârșit, și am văzut templul de la Ierusalim cu o stea pe cupolă. În jurul templului se înghesuie milioane de oameni și vor să intre. Am vrut iarăși să-mi fac cruce, însă bătrânul m-a oprit și mi-a spus iarăși, aici e urăciunea pustiirii. Am intrat în templu unde era mulțime de popor și iată că văd un prestol în centrul templului. În jurul prestolului ar 3 rânduri de lumânări de smoală, iar pe prestol stă îmbrăcat în porfiră roșu aprins împăratul conducător al întregii lumi. Pe cap are o coroană de aur cu diamante și cu o stea. L-am întrebat pe bătrân, cine e? El mi-a răspuns, acesta este Antichristul. De statură înaltă, cu ochii ca niște cărbuni, negri, cu barbă neagră ascuțită, cu o față furioasă, șmecheră și vicleană, ca de fiară, cu nas de vultur. Deodată Antichristul s-a ridicat în picioare pe prestol și a ridicat capul sus, iar mâna dreaptă și-a întins-o către popor. La mâini avea ghiare de tigru și a mârâit cu glasul său de fiară, eu sunt Dumnezeul vostru, țarul și conducătorul. Cine nu va primi pecetea mea, aici le va fi moartea. Toți au căzut în genunchi, s-au închinat și au primit pe frunte pecetea, iar unii dintre ei s-au apropiat cu mult curaj de el și au rostit tare în cor. Noi suntem creștini și credem în Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci, într-o clipită, a sclipit sabia lui Antichrist și capetele tinerilor creștini au căzut și s-a vărsat sânge pentru credința în Hristos. Și iată că sunt aduse fecioarele, femeile și copiii mici, iar el s-a înfuriat și mai tare și a urlat ca o fiară, moarte lor! Creștinii aceștia sunt dușmanii mei, moarte lor! Iar moartea a și urmat îndată. Capetele s-au rostogolit pe podea și s-a revărsat sângele creștinesc în tot templul. Apoi îl duc să se închine lui Antichrist pe un copil de 10 ani și îi spun, caz în genunchi, dar copilul s-a apropiat curajos de prestolul Antichristului. Eu sunt creștin și cred în Domnul nostru Iisus Hristos, dar tu ești din iad, sluga satanei, tu ești Antichristul, iar Antichrist a urlat sălbatec, moarte! Toți au căzut în genunchi înaintea lui Antichrist. Deodată, mii de tunete au tunat și mii de fulgere cerești, ca niște săgeți de foc, au zburat nimicind slugile lui Antichrist. Iată, am simțit că bătrânul m-a luat de umăr și a spus, mergem mai departe. Iată, văd iarăși mult sânge, până la genunchi, până la brâu. O, ce mult sânge creștinesc vărsat! Atunci mi-am amintit cuvântul spus în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul și va fi sângele până la frâiele cailor. O, Doamne, scapă-mă pe mine păcătosul! A dat peste mine o frică mare. Eram nici viu, nici mort. M-am întors și am văzut că bătrânul stătea în genunchi și se ruga. Apoi el s-a ridicat și mi-a spus cu blândețe, nu fi trist, de grabă e sfârșitul lumii. Roagă-te Domnului! El e milostiv către robii săi. De acum nu ani au rămas, ci ceasuri și repede vine sfârșitul. Apoi bătrânul m-a binecuvântat și arătând cu mâna la răsărit, a spus, eu merg încolo. Am căzut în genunchi, m-am închinat lui și am văzut că se înalță repede de la pământ. Atunci l-am întrebat, cum îți este numele, bătrâne minunat? Serafim, încet și blând mi-a spus el,
Dar ce ai văzut, scrie și nu uita toate acestea, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Deodată, parcă deasupra capului meu au răsunat dangătele marelui clopot. M-am trezit, am deschis ochii. Fruntea îmi era plină de sudoare, tâmplele îmi palpitau, inima mi se zbătea năvalnic, picioarele îmi tremurau. Am spus rugăciunea să învie Dumnezeu. Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul și nevrednicul rob Ioan. Dumnezeului nostru slavă. Amin.